Accident cumplit în Gorj, două femei și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost efectiv spulberată. Mai aveau câțiva kilometri până acasă când autoturismul a fost izbit din spate și aruncat pe contrasens într-un alt vehicul care circula regulamentar. Pentru femeia care este resuscitată pe Caldărâm și pe care medicii se zbat să o readucă la viață, a fost chemat și un elicopter SMURD. În final, aeronava a plecat goală. Victima de 63 de ani n-a mai rezistat și a fost declarată decesul. Accident cu 5 victime. 4 au fost încarcerați, 3 pacienți au fost cu politraume diferite, transportați la unitatea de primiri urgențe, o persoană decedată, încă o persoană în stop cardiorespirator, s-au început manevrele de resuscitare. Din nefericire s-a declarat decesul și pentru a doua pacientă. Cele două femei care au murit se întorceau spre casă împreună cu soțul uneia dintre ele și încă două prietene. E periculoasă intersecția asta. E foarte, a fost avut mult accident aici. Ori nu s-a atins, ori nu știu ce. E semnalizată, dar se circulă și cu vitezele. În accidentul din localitatea Runcu au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară, iar vinovat de tragedie ar fi șoferul ultimului vehicul. Nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa. Iar din impactul extrem de puternic, mașina a fost proiectată pe contrasens direct într-un alt autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, 4 persoane au fost descarcerate de pompieri. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă.